Felicitări, jucătorul lunii iulie, cum e? E surprins, sunt plăcut surprins, nu mă așteptam și este meritat, zic. Deci ai o părere bună despre tine. Da, da, chiar da. E un premiu individual, dar cât de mult datorezi echipei pentru ajutor, pentru susținere? Mare parte din merite o avem toată echipa, că fără ei nu ajungeam să dau golurile sau să cui să-i dau pasa de gol în fața părții. Cât de uniți sunteți, spune-mi, cum gestionați momentele mai nasoale când vă certați, cât de repede vă împăcați? Povestește un pic din culisele voastre. Nu prea avem certuri, sunt reproșuri în teren, într-adevăr că este febra jocului care te prinde, dar ne cunoaștem de foarte mult timp. Avem un grup unit, de vreo 7-8 ani jucăm în aceeași formație, mai puțin buze, și suntem ca o familie. De unde până unde FC Juve? De unde denumirea? Buze este cel care a denumit echipa, noi am venit pe parcurs, ei au înțeles că aveau un duel în cartier, Juve cu Milan. Și de atunci a rămas el cu FC Juventus și de acolo a plecat toată treaba. E criteriu să țineți și voi cu Juventus sau nu vă obligă? Nu ne obligă, nu, n-are. Spune-mi așa, ce post preferat ai? Nu am niciun post preferat. Unde este nevoie, nu am nicio pretenție. Acum te întreb ce jucători îți plac din fotbalul mare, dar vreau să-mi spui și România, adică să facem separat pe categorii. Păi, din fotbalul mare, idolul meu este Ronaldo, Cristiano Ronaldo. De mic am fost fiert pe el și, fiind în generația nouă, nu aveam altul care să-mi placă. Iar din România am rămas cu Lucian Sânmârtean, un mare magician. Care dintre ei te asemeni mai mult? Cu Ronaldo, sincer. Spune-mi un pic despre experiența voastră la Victory, cum vă simțiți aici, ce vă place, ce nu vă place? Ne simțim foarte bine, este o competiție foarte frumoasă. Când am venit prima oară, mă așteptam la ceva mai micuț, fiind obișnuit cu competiția din partea cealaltă, de la D'Angelo. Dar când am văzut că este o competiție atât de mare, cu peste 160 de echipe, a fost ceva fascinant. Vreau să te mai întreb, ce obiective are FC Juve în acest sezon la Victory Cup? Promovare. Clar, promovarea este obiectivul nostru. Cupa? Cupa, dar mai mult o să ne focusăm pe promovare. Și acum surpriza din partea noastră. VIP Business Voyage, un sejur la munte pentru două persoane. Cât de încântat ești și dacă știi deja cu cine o să mergi? Sunt foarte încântat, da, știu cu cine o să merg. Ea știe? Nu știe. Deci va fi o surpriză plăcută. Da. Vă mulțumesc frumos!